aici oprim puțin episodul pentru a mulțumi sponsorul nostru de azi. Eniba.com este un site de jocuri digitale de unde puteți să vă cumpărați tot felul de jocuri, de la PC până la console. Bineînțeles, vă arăt și aici să vedeți. Puteți vă cumpăra și gift card-uri și chiar și abonamente pentru Xbox și PSN și chiar jocuri și pentru Nintendo. De asemenea, dacă vreți să vă cumpărați un joc, hai să zicem că o să cumpărăm Cyberpunk 2077 pentru că este cel mai fresh joc de pe piață în momentul de față. Hai să vedem aici, mai jos aveți mai multe oferte după bugetul fiecăruia, aveți și mai scumpe și mai ieftine, dar eu o să o aleg pe aceasta principală pentru a vă arăta și vouă cum să folosiți codul AccelerTV pe shop aici și să aveți 3% reducere. Bineînțeles, aici o să puteți să plătiți cu mai multe metode de plată, cum ar fi card debit sau de credit, cum ar fi Visa sau Mastercard, PayPal, Paysafe, Card, NeoSurf și portofele Neba. Dar cel mai tare lucru este că vă duceți aici la aveți cod de reducere și aici puneți codul Exceler și bineînțeles după care scrie și TV lângă pentru a merge și o să vedeți că o să aveți o reducere de 3%, chiar o reducere foarte uriașă, după cum vedeți aveți 8,83 lei reducere. Bineînțeles, pe lângă toate chestiile astea, dacă o să intrați în al doilea link din descriere, o să puteți să aveți reducere de 3% la fiecare joc din gama Farming Simulator. După cum vedeți, avem aici PS19 și alte jocuri, cum ar fi PS17, Pure Farming și bineînțeles și alte jocuri aici care sunt din gama Farming. O să obțineți o reducere de 3% dacă folosiți codul AccelerTV și o să accesați al doilea link din descriere. Dacă vreți să primiți un euro gratis din partea mea, nu ezitați să vă duceți în al treilea link din descriere, apăsați acolo, vă faceți cont și imediat ce v-ați creat contul, o să primiți un euro în contul vostru, gratis de la mine, și o să vă ajute pe voi la toate cumpărăturile pe care le faceți. Acest site are și suport 24/7, deci o să aveți suport non-stop, chiar dacă întâmpinați o problemă, băieții de la Eneba o să vă ajute imediat. Și cam astea sunt toate chestiile, dacă vreți să faceți cumpărături, nu ezitați să folosiți codul AccelerTV pentru 3% reducere. Vă mulțumesc și hai să trecem la clipul nostru. Hai, salutare mai prieteni și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe acest canal. Ei bine, fraților, suntem aici cu Gale al nostru. Știți și voi că mi-a picat acest Brawler cromatic acum câteva episoade și vezi și voi că l-am ridicat la rank 15, are 325 de trofee și Power 6. L-am mai crescut puțin și la Power pentru că îmi place foarte mult Brawler-ul acesta și am zis să îl upgradez. Am trecut la 11.775 de trofee. Și după cum vedeți mai avem puțin și atingem și 12.000 de trofee și o să luăm această emblemă cu 3, după cum vedeți, și o să primim și un Mega Box. Și bineînțeles legat de update, a venit noul update, s-a băgat pe Brawl Stars, dar încă nu a venit și sezonul nou, adică noul PES, pentru că pe 1 februarie începe noul PES. Când filmez eu acum, după cum vedeți, mai sunt 3 zile și 21 de ore până când expiră acest PES. L-am terminat și am luat și câteva boxuri, dar le-am deschis. Oricum nu o să cumpăr acest PES pentru că nu prea îmi place așa tare, dar următorul o să îl cumpăr dacă o să îl termin, bineînțeles. Am zis eu că o să joc pe el și când o să îl termin, aproape să îl termin, o să îl cumpăr pentru că nu aș vrea să dau gemuri degeaba, pentru că nu știu dacă o să mă joc așa tare sau nu. Dar am văzut că noul PES este foarte tare, o să fie adăugat un nou Brawler cromatic, se numește Colonel Ruffs, din câte știu, este un câine și este foarte tare. Aici avem niște quest-uri, am văzut că se bagă și niște skin-uri exclusive, se bagă un skin pe Daryl, din câte știu, un PES și este foarte tare. După cum vedeți avem 151 de gemuri, am cumpărat eu câteva gemuri, dar o să mă mai joc puțin în PES și o să mai iau eu 20 și o să mi-l cumpăr și eu pe următorul sezon, adică sezonul 5. Și da, hai să începem și noi să dăm aici un meci, să vedem ce avem și pe shop, pentru că am intrat eu mai devreme. Am luat 80 de Doubler Token și aici pe shop nu prea am ce să cumpăr. Mai sunt aceste skin-uri ăsta și cu ăsta care sunt pentru ultima oară pe shop, dacă nu știți încă. Asta este foarte tare, dar este cam scump, zic eu. Și nu știu dacă se merită așa tare. Și aici în câteva ore se bagă acest skin care a fost la challenge. Din păcate l-am pierdut challenge-ul acela. Hai să dăm aici un solo mai întâi cu Gale. Și uitați, ăsta este colonelul. Am văzut că se bagă și un skin foarte, foarte șmecher pe Spike din câte am văzut. Am primit și niște emoticoane din astea, niște pin-uri din astea la Gale, după cum vedeți. Mi-a picat la PES. Nu știu dacă se aude sunetul, probabil știți cu toții problema asta,
dar nu avem ce să-i facem. Avem aici pe Nita. Și da, acest update s-au băgat foarte multe chestii, s-au băgat niște expresii la fețele unor brawleri, adică la mai mulți brawleri. Și am văzut că este foarte tare. Se bagă și noi gadgeturi, am văzut și alte chestii. O să se bage un skin și pe Colette, din câte știu, legat de sezonul acesta. Este mai mult legat de spațiu, așa, jocul, adică sezonul acesta, și am văzut că este foarte tare și îmi place foarte mult. Brawler la acela nou vreau să-l iau, cromatic, pentru că arată și bine și este și foarte bun. Ah. Asta este unul dintre pinuri. Îmi place foarte, foarte mult chiar. Mamă, cât e deformat omul. Mai este și Nita și Bibi, atât. Ăla o să stea acolo și noi o să trebuiască să intrăm, probabil, că vine zona. Dar Nita nu știu unde e, cred că e prin boschițe aia pe acolo. O să mor, cred că, la faza asta. Dar asta e. O să dăm acum, dacă mai avem gem grab-ul, să... Totuși am luat o trofee. Se bagă și pe Bull. Am văzut acum, mi-am amintit acolo din poză. Și da, avem gem grab pe noua hartă. Și da, mi-am mai cumpărat un skin să vi-l arăt și vouă. Și l-am urcat pe Bola nouă, la Power 9. Vezi și voi că am poate 96 de trofee la el și 20 rank, deci este foarte tare. Și am cumpărat acest skin care îmi place foarte, foarte mult. Nu sunt eu cu Transformers așa mult, dar ăsta chiar mi-a plăcut și l-am luat. Pentru că strânsesem de foarte mult timp niște star point-uri din alea și am dat 10.000 pe el. Dar îmi place că are și efecte și... Da, și asta este noua hartă, dacă nu știți încă. Sper eu să vă placă. Sper să vă placă episodul. Am văzut că se strâng la diferite jocuri care sunt, nu sunt farming sau ceva de genul. Am văzut că nu se strâng foarte multe vizualizări, dar eu tot pun pentru că place jocul și de ce nu. Bun, bun, bun. Punem din nou că la infect rău. Bun, bun, bun. E super infect. Dar îmi place că am câștigat și eu acele star point-uri și l-am luat pe ăsta pentru că am fost star player. Da, așa e noua hartă. Hai să mai dăm și pe altă hartă. Hai să dăm un gem grab pe asta făcută de player să vedem ce mapă e. Îmi place foarte mult background-ul acela. Mamă, dar ce hartă e asta, frate? Cu ciuperci, cu din astea. Aaaa, am sărit din nou. Stăm aici. Bun, bun, bun.
Bine, bine, bine. Pare că n-am vorbit, dar sunt aici concentrat. Sperăm să câștigăm. Bun, bun, bun. I-am distrus pe ăștia, băi, frate. Bun. Faină harta. Cât de cât așa. Hai să vedem ce mai dăm pe aici. Mai avem Brawl Ball. Hai să-i dăm și aici. Și vezi și voi că au schimbat și aici faza asta cu mapile. E foarte șmecher, îmi place foarte mult. Și da, o să vină și un challenge, cât am înțeles. A, e harta asta. Aici farmezi și după aia pleci încolo, sau? E genial chinul acesta. Bun, 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 hai să ne pregătim cu aia, vine încoa. What? M-a rupt? Bine. Dăm un like să ne dea și 90 pointuri din alea. Și da, clubul nu mai îl avem pentru că l-am șters. Nu știu ce mai avem pe aici. Da, și uite, la Nita i-au băgat gura așa și se mișcă. Și lui Colt. Și lui Bull. Și lui Spike. Lui Dynamite, nu Spike. Și nu știu cui i-a mai băgat. Nu știu. Nu mai știu, s-au băgat mai multe chestii. Dar puteți vă uitați la Brawl Pass dacă vreți. Avem și 75 level după cum vedeți. Și am jucat și la challenge-ul cu Rampage și am trecut și eu la Insane, atât am putut, n-am putut mai mult. Dar cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut și că mai vreți episoade în continuare. Când o să vină noul sezon o să facem și noi un episod, să vedem, poate cumpărăm pe episod PS-ul și să facem niște episoade cu noul Brawler. Până atunci nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, dați un share, mă ajută foarte mult, să activați și clopoțelul pentru că este cel mai important. M-aș bucura foarte mult să strângem multe like-uri la acest episod și să vă susținerea voastră. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă duceți și pe Instagram, să dați un follow acolo dacă vreți, puteți să vă duceți să vă abonați la canalul secundar. Dacă vreți cumpăra jocuri faine și ieftine, puteți să intrați chiar acum pe neba.com. Dacă folosiți codul XCELERTV, primiți 3% reducere din partea mea și ar fi foarte tare să puneți codul pentru că o să aveți și voi o reducere destul de bună la orice joc cumpărat. Și bun, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!